Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi noi o să ne jucăm FC Mobile. Este un joc cu fotbal în care este foarte popular. Nu chiar cel mai popular, dar este foarte popular. Bun. Hai să începem să ne jucăm. Noi... Bun. Dacă mă auziți, ok. Haideți ca să vă arăt prima oară, hai să începem cu echipa mea. Ia. Ok. Bun. Uitați, am 101 avere. Așa. Ora, hai să începem cu acesta. Este un cum se chiama, olandez care a jucat la Manchester City, Manchester United. Scuzați. Uitați detaliile, 101, așa. Pide defensivă nu-i bun, dar na. Ok. Acum haideți cu Kaka. Scuzați că are un nume așa ciudat. Cu Kaka. Iar pe defensivă nu-i bun, dar uitați, pe shoot, pas, dribbling, e bun. Bun. Hagi, Gheorghe Hagi, cel mai bun. Toată lumea trebuie să știe, cel mai bun jucător din România. Uitați. Iar pe defensivă nu-i bun și nici pe psihical, cum Dumnezeu se cheamă acolo. Uite, dar în rest, la pas, la shooting, la... Nu, la pas, la shooting și la passing. Așa, da. Ok, am revenit. Acum haideți cu Company. Company este un jucător KB care... Uitați, e cam slab așa de felul lui. La shooting e slab, la pacing e slab, dar la defensiv e bun, dribbling e bun, pass, pace e bun. Deci, uitați, așa arată el. Așa arată el, da. E la... Așa. Haideți acum cu Pavlovici. Asta l-am luat din PECU de 3000. Bine, l-am luat de 100, dar l-am upgradat eu cu Mascherano. Așa, uitați, nu, și unul cam așa, cam astea sunt detaliile lui, uitați-le, astea sunt detaliile lui. Și tot mă scoate. Ok, aici cu portarul, ăsta este, o juca la UEFA Euro 2024, uitați-l, asta e un portar bun, uitați, ce de-astea are. Îmi mai trebuie aici la rank up level. Îmi mai trebuie cu 2 mascherano ca să-l fac și îl fac de 108. Nu. Ba da. Așa mi-a zis un prieten, un coleg de la mine de fapt. Că dacă completez acolo și aia, o să mi-l fac de 108. Acum, da. Ales cu la port. Asta o juca la, cum se cheamă, e la Spania, ca știți, asta e la Spania. Are 85 kg, e bun. Asta e un pic, hai și la shooting, e slab, uitați. La shooting e slab, are 54 AB. Ho, slab. Așa, Riz, asta s-a luat o mascheră, nu știu, voiam să-l fac pe ăsta, de 99, dar adică, na, am fost ca personaj și nu l-am făcut. Uitați ăsta, eu zic că e bunicel, așa, na. Ok. Bun. Acum, haideți cu Gattuso. Italian. Așa. Am dat gol cu asta foarte, am dat și exterior. Îl am și pe Inaki William. Inaki William pentru mine este cel mai bun la exterior.
Alexander Arnold, uitați-l, l-am luat de la Anniversary. Stați ca să-l mai fac mai bun. Ok. Bun. Așa. Crezi ce nume ciudat. Ok, uitați. Aici, ăsta e cel mai bun pe psihicul. Aici, uitați. Asta. Dar nu... Măcar îmi place. Deci eu îmi trebuie un CB din 99 ca să fac 102 evrei. Ăsta eu trebuie să schimb pe ăsta. Bun. Și acum unde mai rămas singurul Savigno. Ăsta l-am făcut de 103. Ăsta e de 103. Și ăsta e de 104. Așa. Haideți ca să intrăm aici. Na, ce să-i spun? E bun, decât că astea două mă dezamăgesc. Dar decât că, na, o să-l fac mai bun. Cum spune. Perfect. Haideți ca să dăm un match. Da, hai ca să dăm un match. Așa. Intrăm aici la play. Uitați, dacă vreți, uitați, s-a băgat un event nou. Uitați-l. Combol Libertadores. Uitați. Trebuie să îl completați tot. De aici l-am mascherat noua și l-am agradat pe Savino. Trebuie să-l completați. Uitați-l cu mascherat. Trebuie să-l completați tot, 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 tot. Și la final o să vă dai un pack din 99-101. Ok. Hai să trecem la treaba noastră. Ok. Haideți ca să dăm aici. Să dăm aici. Și acum hai să dăm aici. Să vedem dacă mă dă cu un de 106, ibelea. Ma. World class. Ok. Hai să... Dacă nu am mai postat pe YouTube, îmi cer scuze, dar m-am apucat mai mult TikTok. Eu n-am fost mai pasionat de TikTok. Înainte era... A, nu știu. De Gavilari, mamă. Puteam să leau și eu pe Gavi. Adică, că na. Mă și bâlbâi. Așa. Hai ca să urcăm. Haideți, haideți. Gol. Cu Pavlovici. Pavlovic. Hai ca să vedem cum am dat. Cu Hagi. A, dar nu așa. Hop, hop, am dat exterior. La tec un exterior bun. Dacă aveam Pinachiu William în echipă, de niște exterior, el este bun pe exterior, adică dă cu exterior, dă și efect. Totodată. Dar bine, exteriorul e ceva un efect, să zicem. Așa, haideți. Mam. Oh. Scuzați că se vede așa drept, dar decât că așa îmi place mie să mă joc. Așa văd eu mai bine, mai... La distanță nici nu văd mingea, nici nu nimic. Așa îmi place mie să mă joc. M-a faultat el. Toți mine. Ok. Dacă dă gol de acolo. N-are cum să dea gol de acolo. N-are cum să dea, n-avea cum să dea gol de acolo, că n-are cum. Ah, ce l-am dat-o. Puteam să atac cu portar.
Nu e nimic, măcar mă trebuie să 1-0. Dar nu secundă mă pot. O dat-o afară. El singur. Adică fără nimic. O dat-o el pur și simplu. Parcă a făcut intenționat asta. Ai, hai, urcă, 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 urcă. Hai, urcă, stai. Stai. Stați, că e tensionat aici. E tensionat. Și este gol. Cu Zirkei. Cu Zirkeis. Zirkeis, cum se cheamă. O blocat-o. O leacă, sunat. Dacă era bară, ta. E minutul 45, gata. Prima repriză. Abia. După ce, dar păcat că s-a scos eventul ăla cu UEFA Euro 2024, cu, acolo mă jucam continuu, zi și noapte. Îmi plăcea foarte mult să mă joc cu România. Am și câștigat cupii cu România. Ah, greșeală, am făcut greșeală acolo. Am făcut greșeală. Trebuia să o ard direct. Am nimic.